Bună seara! Haideți să discutăm despre situația din județ, să evaluăm săptămâna și să discutăm despre săptămâna care urmează. Sunt la Vârșac și chiar astăzi am avut o discuție cu salvamontiștii pentru că toate pârtiile de schi din județul Harghita sunt în funcțiune și e nevoie de suport, e nevoie de solidaritate și chiar astăzi am avut un anunț aici de la Vârșac, prin care pentru salvamontiștii din județul Harghita am dori să vă solicităm să ne dați ori incomodată, ori în folosințe gratuite, ori cu folosințe contra cost, dar cu sumă mică. Ne trebuie trei autovehicule, deci trei mașini de teren prin care să putem susține activitatea salvamontiștilor din județul Harghita. Vă îndemn să veniți și aici la Vârșac, că pârtia de schi, deci este primul din județ care este cu telescaun, deci nu cu cablu se dă funcționare, ci prin telescaun cu două locuri. Merită să veniți aici și chiar vă îndemn să veniți la pe parcursul săptămânii, de la 10 până la 4, deci ora 16, este deschis această pârtie de schi. În privința situației, în privința pandemiei în județul Harghita, pot să vă spun că în continuare suntem un județ verde și rata de infectare este undeva la 0,67 sau undeva, deci este cea mai mică din țară. Și pot să vă spun că momentan avem trei localități în categoria galbenă, pe scenariu galben, Porumbeni, Gălăuța și Băile Tușnat până 27 ianuarie. În rest, toate localitățile sunt în scenariul verde. În privința vaccinării, ați văzut că au pornit, funcționează centre de vaccinare, nu toate, pentru că este o problemă în privința alocării dozelor de vaccinare, dar noi sperăm că de această problemă care este în privința vaccinului Pfizer, unde s-a diminuat de la 150.000 la 90.000 pe săptămână cantitatea după 8 februarie să se revină și guvernul trebuie să ia măsuri, să facă eforturi. În privința celuilalt vaccin, Moderna, ieri am aflat că toate dozele din acest vaccin vor fi folosite pentru sistemul de educație și vor veni în țară săptămâna 14.000 de doze și în județul Harghita va fi un centru de vaccinare pentru pedagogi, ori în Miercurea Ciuc, ori în Odorheiu Secuiesc sau mixt o perioadă în Miercurea Ciuc, după care să fie mutat la Odorheiu Secuiesc. Strategia de vaccinare a guvernului a fost modificat, despre asta am discutat și pe parcursul săptămânii și ce trebuie să știți că în județul Harghita acum se pot face înscrieri numai pentru luna martie. De ce? Pentru că în februarie va fi vaccinarea, deci a doua doză pentru fiecare care în luna ianuarie a fost vaccinat. Așadar, haideți să vă înscrieți pe site-ul guvernului și chiar am discutat și discutăm cu primari încât să venim în ajutor, susținere logistică pentru toți cei care nu poate să reușească să ajungă foarte ușor la centrele de vaccinare. Așadar, haideți să vizualizați platforma de vaccinare și chiar este și o problemă care am semnalat și noi, atât STS-ului, cât și altor organe în privința vârstnicilor care au vechea buletin și nu noua carte de carte identitate și este o problemă la citirea datelor, dar sper să se rezolve cât mai repede săptămâna viitoare acest lucru.
În privința țărilor, mari schimbări nu sunt, deci carantinarea este obligatorie tot la același țări. Dacă veniți ca și săptămâna trecută, în intrarea la Franța, în Olanda, s-au schimbat regulile, deci în Franța se poate intra numai cu test negativ PCR și în Olanda ne trebuie un test negativ PCR, un test rapid care trebuie să fie efectuat maxim cu 4 ore înainte de a intra în Olanda și o declarație pe propria răspundere. No, dar aceste lucruri o să scriem și aici la comentarii. Mulțumesc domnului Aluaș Emil. Încercăm. Dar haideți să scrieți întrebări, comentarii și încercăm noi să răspundem și pe parcursul săptămânii care urmează. Da, săptămâna care a trecut am avut ședința Consiliului Economic Consultativ. Ne-am întâlnit cu mai mulți antreprenori, cu reprezentanții acestora și discutăm despre strategia de dezvoltare a județului, palierul economic și sperăm că vom găsi soluții în care să putem atrage mai multe fonduri guvernamentale și europene. Tot pe parcursul săptămânii am avut și întâlnire cu președintele Camerei de Comerț și Industrie a județului Arghita. Am prezentat cele 47 sau 46 de proiecte, programe pe care facem împreună cu domnii consilier și cu doamnele consilier pentru dezvoltarea județului. Sunt foarte multe lucruri care nici Camera de Comerț și Industrie nu a știut despre acele oportunități pe care le oferim noi și cu care se poate conlucra. Așadar, haideți, toți cei care ne vizualizați și sunteți antreprenori, lucrați în domeniul economic, să încercăm să ținem legătura și să încercăm să conlucrăm, pentru că efectele, beneficiile vor fi mult mai multe și pozitive. Am avut săptămâna care a trecut ședința Consiliului, am alocat sume pentru a se putea continua sau începe lucrări noi și totodată pe parcursul săptămânii au fost numiți 3 secretari de stat în guvernul României. Unul este din județul Harghita, domnul Sandor Gabor la transporturi. Avem multe așteptări în privința acestui minister. Dar a fost numit și domnul Matus Jolt la dezvoltare și domnul Filip Lorant la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Eu cred că toți care vor fi numiți secretari de stat din partea UDMR-ului vor fi foarte atenți la tot ce se întâmplă în județul Harghita. Am zis și săptămâna trecută, 25% sau peste 25% dintre voturi pe care a primit UDMR pe nivel național a venit din județul Harghita. Eu cred că miniștrii, secretarii de stat și toți cei care vor lucra în aparatul guvernamental vor vedea și acest lucru. Nu spun că trebuie toți banii, toate resursele să vină în județul Harghita, dar trebuie să avem o atenție sporită, pentru că votul popular nu poate să fie ocolit. Mai câteva lucruri. Pe parcursul săptămânii am lucrat mai mult și am avut discuții în privința construcțiilor care sunt aproape de natură. Deci noi credem că nu defrișarea pădurilor trebuie să fie soluția pentru dezvoltarea economiei județului, ci prelucrarea cât mai amănunțite al lemnului în județ și chiar construcțiile, materiile de construcție ar trebui să fie nu aduse din alte țări, din îndepărtare, ci tot ce ne oferă natura, acela ar trebui să fie folosit și să nu trimitem masa lemnoasă la îndepărtare, la
Sebeș sau în altundeva, ci să încercăm să avem o gândire pozitivă în privința domeniul construcțiilor. Totodată, pe parcursul săptămânii trecute, deci ieri a fost ziua culturii maghiare și în privința situației din Miercurea Ciucă cu comunitatea de rom care încă n-a găsit, deci soluțiile încă nu sunt finalizate, dar se pare că o parte vor sau au și mers înapoi la acele case care au fost devastate de flăcări și pe restul, cam 120 de persoane încă sunt în sala sporturilor, sala poliment din Miercurea Ciuc. Este o solidaritate enormă și sunt foarte multe oameni, comunități, chiar și blocuri sau firme vin și voluntar asigură traiul acestor oameni, dar eu sper că conducerea orașului până la urmă, prin dialog cu comunități, va găsi soluția, pentru că niciodată nu se poate lua o soluție fără acordul tuturor părților, deci noi încercăm să mergem spre această direcție sau să ținem această direcție. Săptămâna viitoare care urmează vom avea iarăși o ședință de Consiliu, vom vota documentații pentru investiții, vom avea discuții cu primari, vom avea marți mai multe programe în zona Odorhei și joi în zona Gheorghen. Și vom încerca pe parcursul săptămânii viitoare să vă informăm despre toate posibilitățile și toate lucrurile care pot fi interesante pentru dumneavoastră. De aceea vă rog, dacă se poate, să faceți share la acest video. Pentru doamna Creș din Morghit, vă rog să vă uitați pe, că am un Facebook și în limba maghiară, am unul și în limba engleză și am unul și în limba română, deci vă rog să vă uitați pe Facebook-ul meu care vă găsiți unde prezentarea s-a făcut și în limba maghiară. Ok, deci săptămâna care urmează va fi una plină cu sarcini, cu proiecte, programe. Eu vă îndemn să veniți să conlucrăm. Și chiar vă aștept comentariile, chiar vă aștept mesajele. Și nu o să mă vaccinez în mod public, dar se pare că a venit și rândul meu conform normativelor strategiei stabilit de guvern. Deci luni o să primesc și eu vaccinul. Sunt înscris ca și vicepreședinte al Comitetului Județean pentru situații de urgență. Când scăpăm de măști, nu știu, deci eu cred că imunizarea este cel mai important lucru și chiar încercăm ca județul Harghita, acum este ultima în privința infectării, să fim primii la imunizare, deci eu sper că și guvernul va vedea și eu sper că din 8 februarie școala să se intre în normal și cursurile să fie ținute în clase. Dacă nu, chiar dacă suntem la guvernare, o să încercăm să luăm și noi niște măsuri, să vedem ce se poate face legal, încât să urgentăm deschiderea școlilor. Domnul Andrei Nistor, pot să vă spun că da, pot să particip la emisiuni, haideți să ne stabilim cum să facem, deci cu drag. Okay. Mulțumesc pentru că m-ați urmărit și să ne revedem peste o săptămână și până atunci, dacă este ceva mai important, tot aici o să vă anunțăm.
și o să vă informăm. La revedere!